Constantin Pușcaș din satul Hârtop, Raionul Florești, nu stă locului întreaga zi, mereu fiind plin de energie. Urcând scările fără nicio ezitare pentru a ajunge în Bud, nu puteam să nu-l întrebăm ce vârstă are. Cum te știe, e greu. Poate știu câteva ani și greu, dar nu, nu. Dar cât se gândiți acum, dacă nu-i secret? 17. La cei 71 de ani, bărbatul consumă zilnic ceaiuri din plante. Zice că a început să fie încrezut de efectul terapeutic al acestora după ce acum 5 ani a avut o intervenție la glanda tiroidă. Și de atunci plantele medicinale i-au devenit adevărat prieten, renunțând la medicamentele hormonale. Am lipădat pastilele care le bem acelea și că cu asta. Și ne ajut mie să ajut la altă. Ne arată și ce plante a cules pe parcursul anului trecut. Melisa, în primul rând, este stresat, nu poți te odihni. Floarea de tine, asta toată lumea o știe, asta pentru răseală, este o floare de tine. Pelinul, asta dezinfectează organismul. Parazite scoate ca pelinul. Floarea de salcân, pentru răseală. Măsie să știe toată lumea și vitamina C. Pojarnița, pentru intoxicație la stomac. Asta 100% și la animale și la oameni. Floarea de soc, pentru răseală, pentru tusă, e camarariu. Faci dezinfecția la organism. Liniștești sistemul nervos și scade tensiunea arterială. Păpădie pentru glanda tiroidă. Asta e primul leac la glanda tiroidă, pe bază de rachiu. Iar acum va merge la o vecină care este țintuită la pat. La o vecină mea. Dar e chiar e bolnavă. La Mătușa Manea nu puteam să mergem cu nea Constantin, deoarece vizita noastră inopinată n-ar fi binevenită. Îl așteptăm și bărbatul în clipe numărate revine acasă și ne povestește și alte secrete despre plantele lui tămăduitoare. Ne spune și de unde le culege. 100% în pădure. E curat. Nu-i gunoi, știi? Majoritatea oamenilor de acolo strâng. Și are rost să mă duc strâng de pe toloacă de aici. Mie îmi place, eu mă duc duminica, în eu caldarea m-am dus. Și apa pe care o consumă este de la izvorul din pădure. Și dacă dorim să ne bucurăm din plin de aceste minuni ale naturii, trebuie să cunoaștem perioada exactă când plantele trebuie să fie culese. Sunt care strâng dimineața, sunt care strâng tare, seara. Pojarnița strâng dimineața, mintea nu are probleme. Melisa strâng dimineața, pelinul strâng dimineața, când nu-i cicat rouă, marare strâng după anează. Marare la prima vedere ai zis că ingrediente cresc cât vrei. Dezinfecție, în primul rând, face la organism. Scade tensiunea arterială și liniștește sistemul nervos. După 21 septembrie, noi strângem. Că atunci se bate bruma și noi strângem așa. Astăzi, lângă magazin, bărbatul va transmite alte plante unei constătence prin intermediul fiicei acesteia. Sunt mai sănătoasă, fără chimie. Nea Constantin ne mai zice că secrete mai vechi despre florile terapeutice le-a aflat încă în anii 60, de la tatăl său. De altfel, la Hârtop și alți săteni își adună plante din pădure, aflăm noi. Romașcă, pojarniță, șimbur, pădușelesă, prin tensiune scade. La cei 71 de ani, Nea Constantin ne zice că plantele sunt aliatul lui, de nădejde, care îi rădau sănătate, dar și energie.